Peste 345.000 de, de elevi din clasele a 11 și a 12 vor susține săptămâna aceasta simularea examenului de bacalaureat. Simularea a început luni cu proba la limba și literatura română și se va încheia joi cu proba la alegere a profilului și specializării. În județul Sălaj, 1780 de elevi din clasele a 11-a și 1707 elevi din clasele a 12-a au susținut luni proba la limba și literatura română. Simularea a început la ora 9 și a durat 3 ore, timp în care, în funcție de profilul fiecăruia, subiectele au cuprins un text la prima vedere, un text argumentativ și un eseu de 600-900 de cuvinte dintr-o operă literară studiată la clasă. Marți 8 martie, elevii din rândul minorităților naționale au susținut proba la limba și literatura maternă, urmând ca miercuri 9 martie să susțină proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Proba la alegerea profilului și a specializării, susținută numai de elevii claselor a 12-a, se va desfășura joi 10 martie, iar rezultatele se vor afișa în data de 18 martie. Până la momentul actual, nu s-au înregistrat incidente în școlile din județul Sălaj. Simularea examenului de bacalaureat are ca scop familiarizarea elevilor din anii cu strictețea examenului pe care îl susțin la finalul celor patru ani de liceu și chiar dacă notele nu se trec în catalog, examenul arată nivelul de pregătire ale elevilor și este un semnal de alarmă pentru cei care nu au luat pregătirea pentru examen în serios.